Moldova are trei variante. Să fie chemată să intre în Uniunea Europeană când îndeplinește criteriile. Se refuză de 10 ani acest lucru pentru Republica Moldova, pentru că face parte din zona de securitate a Federației Ruse. Moldova, Ucraina, Georgia pe flancul celălalt. Deci asta ar fi o variantă. A doua variantă, cea pe care noi ne-am asumat-o ca obiectiv, ar fi unirea României cu Republica Moldova. Și nu numai Republica Moldova ar avea de câștigat, ci și România ar avea enorm de câștigat dintr-un astfel de act politic. Mai mult decât atât, Europa ar avea de câștigat.